Continuăm telejurnalul. Astăzi este marcată Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului. În fiecare an, la nivel global, peste 703.000 oameni își iau viața, iar aproape 77% dintre tragedii se produc în țările cu venituri mici și medii. În anul 2022, în Republica Moldova, au fost înregistrate 366 de cazuri de suicid, mai puțin cu 100 comparativ cu 2021. 87% dintre cazuri s-au înregistrat în rândul bărbaților. Specialiștii motivează prin faptul că mai puțini bărbați decât femei primesc tratament pentru tulburări legate de depresie. Datele ANSP arată că aproape 20% dintre copiii și adolescenții din lume au o afecțiune mentală, suicidul fiind a doua cauză de deces în rândul tinerilor. În Republica Moldova, persoanele cu probleme de sănătate mentală pot cere ajutor de reabilitare psihosocială în cadrul celor 40 de centre comunitare de sănătate mentală.